Deși la MEVI porțile nu sunt niciodată închise, în 18 mai 2012 pentru al doilea an la rând, acestea au fost deschise în mod festiv pentru a primi clienți, colaboratori, studenți, prieteni, dar și pe toți cei curioși să afle noutățile pe care compania le oferă fermierilor români în acest an. În prima zi însorită, după aproape 2 săptămâni de ploaie, curtea din Orțișoara, județul Timiș, unde se află sediul MEVI, a fost plină. Peste 300 de persoane, dintre care mai bine de jumătate sunt fermieri adevărați, au petrecut o zi plină până seara. Maestrul de ceremonie al zilei porților deschise din acest an a fost Leontin Coca, director de vânzări MEVI, care a deschis oficial evenimentul, alături de Ianco Zivceac, manager al societății Max Agro din județul Timiș, Paul Pârșan, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și Aleodor Sobolu, primarul comunei Orțișoara. Fermierii au participat la prezentări ale caracteristicilor, performanțelor și beneficiilor tractoarelor Fendt, Challenger și Valtra, ale combinelor Fendt și utilajelor Horsch, dar și ale altor echipamente din oferta companiei, care comercializează peste 20 de mărci cunoscute. Au putut să încerce ei înșiși două super tractoare, un Fendt 939 Vario dotat cu tehnologie SCR de 390 de cai putere și un Valtra S353 pus la dispoziție pentru test drive. Au studiat îndeaproape spectaculoasele șenilate Challenger pe care MEVI le vinde de la începutul acestui an în exclusivitate în România. Au putut sta de vorbă direct cu membrii echipei MEVI pentru a afla care sunt posibilitățile de finanțare prin care pot achiziționa echipamente agricole și au avut parte de mâncare bună la grătar și ceaun, toate într-o atmosferă prietenoasă ca la orice sărbătoare adevărată. Este a doua ediție consecutivă, ziua porților deschise. Motoul este începe campania. Este un moment foarte important pentru noi, este și un prilej de a ne prezenta noi angajați, de a ține legătura cu fermierii. Ne-a ajutat și Dumnezeu să avem vreme bună. Ieri ne-am speriat, vânt, ploaie, zilele trecute, ne-am bucurat pentru fermieri. Toată lumea a venit în cursul zilei de astăzi și ne-a felicitat. Cum de ați reușit să aveți așa vreme bună? Dorim în primul și în primul rând o apropiere mai mare față de colaboratori și o deschidere cât se poate de largă pentru potențialii colaboratori, pentru potențialii clienți. Nu în ultimul rând, am vrea să aducem la cunoștința tuturor, până la urmă, noutățile pe care le avem în portofoliu de utilaje, de produse, și să facem o descriere odată în plus a ceea ce putem oferi, începând de la stânga la dreapta, de la cel mai mic până la cel mai mare utilaj. În momentul de față, oricum, suntem în măsură să dăm soluții pentru nevoile pieței la orice solicitare, la orice întrebare, ținând cont de foarte multele colaborări pe care le-am stabilit de-a lungul timpului. Ultima dintre ele fiind una foarte importantă, destul de importantă pe partea de tractoare și pe segmentul de putere care ne lipsa în portofoliu, anume tractoarelor de foarte mare putere. Vorbim aici despre Challenger, care are acoperă gama de la 400 la 600 de cai putere. Cu alte cuvinte, în momentul de față, dacă e să luăm partea de tractoare, unul din mașinile cele mai căutate de către fermieri în această fază de dezvoltare bună și rapidă a agriculturii românești, de tehnologizare a agriculturii românești, putem acoperi nevoile celor mai mici fermieri și a celor mai mari fermieri fără niciun fel de problemă. La fel, în ceea ce privește gama de utilaje specifice lucrului cu tractoarele, la fel în ceea ce privește utilajele de recoltat, de transportat și, practic, așa cum am spus, tot ce înseamnă nevoi în agricultură, nevoi de tehnică în agricultură. Obiectivele organizatorilor, toate realizate la finalul zilei porților deschise, au fost declararea oficială a începerii campaniei, prezentarea ofertei de utilaje și în special de combine Fendt, recompensarea fermierilor prezenți pentru voturile lor și stârnirea interesului acestora pentru a veni în luna iulie să vadă la lucru tractoarele și utilajele expuse în curtea MEVI. Toată lumea ne cunoaște ca și vânzători de tractoare și de utilaje Horsch. Vrem să le prezentăm și combinele noastre. Din acest motiv am ales tema Începe campania. Încă de câțiva ani, 2-3 ani în urmă, am început să fim cunoscuți și pentru brandul de combine numit Fendt. Așa cum spune numele, este un brand cât se poate de important și care pune la dispoziție o gamă largă. Revin la explicațiile anterioare, din nou pliabilă pe nevoia fermierului și a fermierului mai mic cu posibilități financiare mai reduse,
și potențialului client mai mare, cu suprafețele cele mai mari, cu o putință chiar și de ordinul zecilor de mii de hectare. Ca atare, așa cum am explicat în prezentarea tehnică, vorbim despre combine dintr-o clasă de puteri în jur a 200 de cai, putere cu mărimile de 4,80 m, 5,40 m, potrivite pentru fermele, așa zis, sau considerate de către noi mici, pentru că o fermă cu 100-200 de hectare căreia i s-ar adresa acest tip de combină nu mai poate fi considerată o fermă mică, doar noi românii o considerăm ca atare, în Germania, de exemplu, e considerată o fermă către cele mai mari, către grupa celor mari. Apoi avem combine pentru ferme zise, așa zise, mijlocii de către noi, vorbim de 5, 7, 800, 1000, 1500 de hectare, dar care sunt categoric ferme de dimensiuni foarte mari, seria L, cu două modele care poate să satisfacă orice pretenții ale fermierului și vorbim de combine foarte mari cu hedere până la 9,20 m, potrivite pentru fermele de dimensiuni foarte mari cu parcele întinse pe sute de hectare. Odată cu lansarea campaniei 2012, fermierii pot achiziționa până la recoltare combine Fendt cu reduceri considerabile. De exemplu, cine cumpără acum o combine Fendt 5220, al cărei preț de vânzare este în mod normal de 124-125.000 de euro, va plăti doar 117.000 de euro pentru aceleași dotări. Noutățile pe care MEVI le-a adus din acest an pe piața românească de mașini și utilaje agricole sunt cele două nume mari pe care le distribuie în exclusivitate, tractoarele Challenger și utilajele Horsch. Cum oferta MEVI acoperă astfel gama completă de mașini și utilaje necesare agriculturii, alte noutăți sunt legate mai mult de inovație și perfecționarea utilajelor existente deja în portofoliul companiei. Începând cu ianuarie, am preluat reprezentanța firmei Challenger cu exclusivitate în toată țara. Este un produs foarte important pentru că tendința fermierilor este de a cumpăra tractoare de capacitate foarte mare. Vorbim de tractoare de 500-600 de cai putere. Vin în întâmpinarea noastră, iar în spatele acestor tractoare de capacitate foarte mare sunt utilajele Horsch, iarăși ca și noutate. Începând de la începutul anului, suntem exclusiv importator Horsch în toată România. MEVI a vândut deja de la începutul acestui an 4 tractoare Challenger și speră să vândă în total 10 unități până la sfârșitul lui 2012. Cei care comandă un Challenger acum îl vor avea în fermă înainte de finalul campaniei de recoltare, pentru a putea trece imediat la lucrările de prelucrare a solului, ne-a spus directorul de vânzări al MEVI. Unul dintre primii clienți al tractoarelor Challenger este Ian Kozivciak, manager al grupului de firme Max Agro din Gătaia, județul Timiș, societate agricolă care lucrează în prezent peste 10.000 de hectare cu culturi de câmp. Am început colaborarea cu MEVI în 2004, când am avut nevoie de un utilaj mai performant, pentru că utilajele românești deja erau învechite ca tehnologie, aveam tractoare românești și combină românească și am venit la ei și am cumpărat un tractor de 240 de cai, un Fendt favorit parcă era atunci. Și n-am avut finanțare, ne-am dus la bancă, băncile ne chinuiau destul de greu, ne-au acordat creditul și între timp aveam nevoie neapărat de el. Am venit la domnul director Cristi Dănescu, care ține să-i mulțumesc și pe această cale, care a avut încredere în noi și ne-a dat utilajul, tractorul respectiv, care era, am avut un proiect pe fondul Sapart, era atunci, ne-a dat tractorul fără să ne pună prea multe condiții, eu știu, garanții și așa mai departe. Și, bineînțeles, după o lună am primit și creditul, am achitat, a fost totul în regulă și de acolo încolo, deci n-am mai avut probleme. Avem utilaje de 20 de milioane de euro. Între timp am cumpărat, am luat cele mai mari tractoare. Avem chiar acum cele două Challenger-uri pe șenile care sunt ale noastre, sunt comandate, trebuie să ni le trimite nouă. Avem tot felul de tehnologii semănători, dezmiriștitoare, combinatoare. Deci ne-am dus pe utilaje către mare, pentru că la 10.000 de hectare, peste 10.000 de hectare cât lucrăm noi acum, avem nevoie și de utilaje mai mari. Numai dacă înainte era bun un utilaj de 200 de cai, acum e cel mai bun cel de 600 de cai. Sunt puține firme care fac tractoare mari, utilaje mari și atunci la tractoare Challenger-ul pe șenile e cel care l-am ales. Mai avem și alte tractoare, dar astea cele mai mari. Ervin Daniel Boroș este fan al mărcii Fendt și lucrează 260 de hectare cu culturi de câmp în comuna Timișoara-Gotlob, cu tractoare, semănători, pluguri și discuri achiziționate de la MEVI. Tractoarele Fendt, mașini de pregătit teren Knohe,
și mașinile de semănat sunt mascare de păioase și monosem pentru prășitoare. Primele utilaje le-am luat prin fondurile SAPARD în 2006 și după aceea pe fondurile FADR în 2009 și 2011. Poroș spune că nu au existat până acum mașini sau utilaje de care să aibă nevoie și pe care să nu le găsească în curtea de la Orțișoara, dar și că cei de la MEVI sunt cei mai prompți când vine vorba de servici, pentru că au cei mai mulți mecanici și cele mai multe piese de schimb pe stoc. MEVI e o firmă care au o gamă foarte largă de utilaje, un service foarte bine dotat, cu foarte mulți mecanici și răspund prompt și orice problemă ar fi se rezolvă. La ora actuală avem 70 de angajați, avem două sedii noi la Bolintin Vale și la Drajna. Vom construi două servisuri în cursul acestui an, sperăm că la sfârșitul anului, în decembrie, să le inaugurăm. Fendt 939 Vario SCR a fost ales tractorul anului 2012 la MEVI de către peste 40% din fermierii prezenți la ziua porților deschise în acest an. Combina anului 2012 cu peste 55% din voturi a fost desemnată Fendt 6275L MCS, iar utilajul anului 2012 cu 34% din voturi a ieșit semănătoarea Horsch Pronto DC. Înainte de finalul evenimentului, din buletinele de vot depuse în urnă, au fost extrași câștigătorii tombolei la care au fost puse în joc cele mai mari premii, o cositoare Unifarm, o mașină de tuns gazonul și un echipament complet de lucru MEVI. Fermierii care nu au ajuns la ziua porților deschise pot vedea oferta MEVI la expoziția Agriplanta de la Fundulea la începutul lunii iunie, pe tot parcursul lunii iulie la demonstrațiile în câmp, dar și în luna septembrie la târgul Agromalim de la Arad. Avem multe expoziții la care participăm și la mijlocul anului, începând cu data de 15 iulie până data de 30, vom organiza mai multe demonstrații practice în țară. Deci, demonstrațiile din 15 până în 30, Agriplanta și expoziția de la Arad sunt principalele puncte în care ne pot întâlni fermierii. Demonstrațiile MEVI în câmp încep în 17 iulie în județul Timiș și vor continua în 20 iulie în județul Satu Mare, în 24 iulie în Bacău, în 27 iulie în județul Ialomiță, iar ultima reprezentație de forță din această vară a combinelor și tractoarelor Fendt, Valtra și Challenger, însoțite de utilajele Horsch, va fi în 31 iulie în județul Argeș.